mare parte din țară. Să știți că ați început să ne enervați. Da, știu. Tocmai de aceea vă și spun, ca să vă enervez. Și în plus, și vântul se cam intensifică, se răcește accentuat. Și în plus și nervice. Doar prin sudul Banatului și prin zona Olteniei mai sunt 23 de grade. În schimb, pe nordul Moldovei, în Bucovina și în estul Transilvaniei, 6 până la 8 grade. Deci, extrem de rece. Hai să vedem cum arată vremea în fiecare dintre regiunile țării. Începem din Dobrogea și Bărăgan și vedem că ziua nu arată bine deloc, atmosfera închisă, reprize de ploaie, vânt puternic, temperaturile scad simțitor, cel mult 12-13 grade la malul mării și vreo 16-17 grade prin Bărăgan, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vreme neobișnuit de rece pentru momentul acesta al anului. Ieri au fost 22 de grade, astăzi maximele nu mai trec de 13-14 grade, poate pe la Buzău. O să și plouă destul de mult și vântul bate cam nervos în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Mai rece se face, la Suceava doar 6 grade. Asta e o temperatură de decembrie. Avem o zi neplăcută, cerul e acoperit, foarte multă ploaie și vântul e cam intens. Plouă și prin nord-vestul țării, mai ales în zona Transilvaniei. Ceva mai bine o să fie prin zona Maramureșului, unde poate că apare trecător soarele așa. Temperaturile scad și pe aici, nu atât de mult ca Moldova, dar vom avea nu mai mult de 15 grade. Deci rece și pe aici. Vestul țării, și aici se face mai răcoare un pic decât ieri, maximele se opresc pe la 20 de grade pe la Timișoara și Deva, plouă destul de mult în zona Devei, aici plouă mai tare, vor fi și descărcări electrice pe acolo, în rest vreme ceva mai bună și un pic de soare și poate câțiva strop de ploaie, iar în Transilvania se răcește foarte tare pe partea estică a provinciei la Miercurea Ciuc, nu mai mult de 8 grade. Temperaturile vor ajunge în vestul provinciei, pe la Sibiu, la 18 grade, iar ploile o să apară în toată provincia și pot să fie cantități mari de apă, la munte, la altitudini mari, la Poviță, ba poate chiar ninsoare. În Oltenia vremea e instabilă și vin mai multe serii de averse cu descărcări electrice, vor fi și momente cu soare pe aici. Temperaturile vor ajunge la valori normale pentru perioada aceasta, 23 de grade pe la Drobeta, Tunul Severin. Vântul e mai insistent și ploile continuă și după ce se lasă noaptea. În sud avem o zi cam închisă, mohorâtă, vântul e activ, ploaie destul de multă, temperaturile scad și pe aici destul de tare, vor fi cel mult 20 de grade la Giurgiu, dar avem la Ploiești 14 grade. Și în București se schimbă vremea și pe aici se răcește, plouă, vântul bate cam nervos, maxima se oprește la 16 grade, ieri au fost 23. La noapte mai vin ceva ploi și avem o minimă pe la 7 grade. La munte temperaturile scad. Plouă în mai mult prin masivele din sudul și din estul României și se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat la altitudini mari. Ploile se pot transforma în Lapoviță, ba poate chiar în ninsoare, 0 grade în Ceahlău, 11 Semenic și Predeal, Stâna de Vale și Păltiniș, 12 grade.